dacă noi ne schimbăm, pas cu pas se schimbă sistemul. Nevoile elevilor țin mai degrabă de joburile care vor exista peste ani, atunci când ei vor absolvi școala. Nu sunt aceleași nevoi pe care le aveau generațiile dinaintea noastră sau chiar generația noastră. A face această meserie este o binecuvântare. Pentru mine învățarea este un fel de distracție. Un fel de distracție, bun. Pentru mine învățarea este ca și un tot un fel de distracție. Atunci haideți să găsim alte idei. Pentru mine învățarea este ceva care o să mă ajute în viață. Bun. Pentru mine învățarea este un lucru amuzant. Învățarea este amuzantă, bun. Pentru mine învățarea este ca un roller coaster, câteodată mai greu, câteodată mai ușor. Foarte bine, bun. Cel mai important lucru pe care îl învață un copil este să relaționeze o relație sănătoasă și echilibrată cu profesorul și cu ceilalți colegi, pentru că fiecare dintre noi suntem părți, bucăți ale acestui proces de învățare și de transformare. Știți că întregul este mai mult decât suma părților. Așa că fiecare copil, atunci când va crea o relație și de învățare a conceptelor, dar și emoțională, relații sănătoase, atunci va putea să progreseze. Școala ar trebui să fie un loc, un spațiu al dialogului, al cunoașterii, al libertății de a pune întrebări. A fost așa inclusiv în momente mult mai dificile ale istoriei, cu atât mai mult în zilele noastre când avem un sistem totuși democratic. Și consider că toate aceste elemente care țin de contextul societății în care trăim ne ajută, ne conferă acea liniște, acel timp pentru a organiza școala într-un mod favorabil copilului, într-un mod care să-l ajute pe copil să exploreze, să discute atât cu profesorii și colegii săi, cât și cu autorii cărților pe care le citește. Nu? Este important ca un copil să pună întrebări nu doar adulților din jurul său, nu doar celorlalți copii, ci și cărților, textelor pe care le parcurge. Să învețe să treacă prin filtrul propriei gândiri orice idee care îi bate la poarta minții. Ar trebui să învețe să se bucure de fiecare moment al școlii și mai ales de momentele în care lucrează împreună. Acum aveți posibilitatea să fiți ca rolul întâi, însă trebuie să fiți ca un lider. Cum e liderul? Cum arată liderul? Poate să arate așa liderul? Nu. Nu? Dar cum? Ce trebuie? Ce poziție trebuie să aveți voi? Drept. Drept. Și să fiți pentru 2-3 minute carul întâi. Adică bun. Serios. Serios. Dragi soldați, astăzi este o zi mare în care ne vom mări teritoriul. Important, când lucrează în echipă, să participe toți. Chiar dacă zic anumite idei, să zicem, la început, complet greșite, dar pas cu pas, încearcă să găsească alte idei, mult mai bune. Pe la început mi-a fost destul de greu să lucreze în echipă lor, mă refer în primul meu an, însă pas cu pas au observat că învățând din echipă pot avea rezultate bune la învățare. Lucru colaborativ nu se termină în clasă, se termină și în afara școlii. La evaluarea națională acum 4 ani, grupul de 4 elevi au învățat atât la română cât și la matematică și au avut rezultate bune. Întâi mi-am iubit foarte tare învățătoarea, care mi-a fost model.
o doamnă minunată pe care o să o port mereu în suflet. Și mi-a inspirat lucrul acesta de când eram eu elevă în clasele primare. Mi-am dorit foarte mult acest lucru, a fost un examen greu. Liceul pedagogic a fost un loc în care am întâlnit oameni absolut minunați, care m-au format și care mi-au dat foarte multă încredere că este alegerea perfectă pentru mine. Am ales cariera didactică încă din copilărie, nu? Chiar din școala primară, de la vârsta de 90 ani, spuneam că voi fi profesoară de religie. Sigur că nu eram luată foarte în serios de către adulți, pentru că eram încă un copil, dar iată că mi-am urmărit acest gând. Mama mea este profesoară. Mi-au plăcut foarte mult în copilărie poveștile ei despre relația cu elevii, despre școală. Mie însă, ca elevă, mi-a plăcut mult la școală și simțeam că am această vocație și această capacitate de a le povesti altora, de a le împărtăși altora gândurile mele, de a-i asculta pe ceilalți. Am urmat facultățile de teologie și filosofie și din 2018 sunt la rândul meu profesoară. Eu am fost lucrător comercial, apoi agent de vânzări, am văzut ce înseamnă banii, mi-am cumpărat un apartament și o mașină și am vrut să văd și ce înseamnă să nu ai bani, așa că am devenit profesor. Principalul motiv pentru care am ales această meserie a fost doamna profesoară de istorie din clasa 8-a, doamna ei atunci era suplinitoare și mi-a adresat o întrebare care mi-a marcat viața. S-a așezat, a pus geanta pe catedră, s-a uitat la noi și ne-a întrebat: la ce vă ajută școala? Și pas cu pas, apropo de schimbarea începe cu mine, din elevul mediocru la istorie am devenit olimpic la faza națională. Proiectul Meritul la Naștere în anul 2015, din dorința de a recredibiliza profesia, de a-i crește statutul, de a expune modelele pozitive de profesori care pun pasiune acolo unde trebuie și care deschid orizonturile elevilor lor, care fac școala în care copiii noștri sau generațiile viitoare, evident, să-și dorească să învețe. În timp, evident, crescând comunitatea, investind continuu în acești profesori premiați și nu numai, am început să înțelegem mai bine nevoile profesorilor din sistem, de colaborare, de formare de calitate, de comunități, de practică și învățare pentru profesori. Și așa am crescut cauza, încât acum am ajuns în punctul în care ne-am propus ca împreună să transformăm meseria de profesor în România, în sensul de a o recredibiliza, pilonul de la care am pornit, și până la a o profesionaliza. Adică a avea expertiză în zona de științele educației în sistem, care acum în mare parte, din păcate, lipsește sau este insuficientă, și care să fie propagată către suficient de mulți profesori care să cultive abilitățile și competențele necesare elevilor în acest moment. Știți că și învățarea voastră o să mă ajute și pe mine peste 10 ani. Exersați. Că exersez, mulțumesc. Nu, pentru că probabil că o să fiți medicii care o să mă trateze. Poate o să-mi aduc nepoții la voi, nu? Poate o să-mi plătiți pensia, sper, nu? Așa că suntem cu toți implicați în procesul vostru de învățare. Și așa ar cam trebui să fie mereu, nu? Pentru că suntem cu toți în povestea aceasta. Sunt mai multe probleme. Însă, dacă le-aș ști pe toate, înseamnă că aș ști și o soluție pentru ele. Prima problemă pe care o văd eu este colaborarea între cadrele didactice. Colaborarea aceasta vizând evoluția copilului și cunoașterea acestuia în diferite etape ale învățării. Cred că noi nu colaborăm suficient de mult între noi pe catedre, astfel încât să putem să dăm continuitate conținutului învățării. E greu de sumarizat într-o principală problemă. Din experiența lucrului cu profesorii, aș prioritiza două. Și anume, partea de dezvoltare continuă și de învățare, dezvoltare profesională a cadrelor didactice.
și calitatea formării de care ei beneficiază. În momentul acesta, cum spuneam, formarea inițială și formarea continuă, de fapt, nu observăm să adreseze suficient de bine nevoile profesorilor. Adică nu cultivă și nu crește suficient de mult profesorii din sistem. Altfel s-ar vedea, e atât de simplu. Partea asta de învățare profesională a profesorilor implicit afectează și calitatea, cum să zic, actului didactic la clasă, pe de-o parte, și atmosfera din școli, Și așa ajung la a doua temă sau la a doua problemă pe care o identificăm. I-am spune generic cultura școlii, în sensul de atmosferă și de colaborare și de învățare într-o școală sau într-o cancelarie, mai specific, de fapt, colaborarea profesorilor. În percepția noastră și din lucruri cu profesorii de atâția ani, sesizăm că, de fapt, e prea puțină colaborare în cancelarii în momentul ăsta. Comunitatea profesorilor merită este acea cancelarie pe care nu am avut-o în niciun alt loc. Sigur, m-am înțeles bine cu colegii de cancelarie din școlile în care am activat, dar la Merito există o comuniune de valori foarte puternică. La Merito suntem cei care gândim la fel în foarte multe privințe. Ar fi foarte important un dialog interdisciplinar mai puternic, inclusiv prin gândirea unor activități interdisciplinare și chiar am în minte idei pe care să le aplic anul școlar viitor la școala altfel. Este important să avem, de exemplu, activități în cadrul cărora să participe profesorul de istorie și cel de filozofie. Nu, și să le vorbească elevilor despre importanța libertății. Mă gândesc acum la un capitol din programa școlară de filozofie de clasa 12-a despre filozofia politică și discutăm despre regimuri politice. Se poate corela asta foarte bine, foarte frumos cu orele de la istorie, tot din clasa 12-a, despre regimuri politice, democratice, autoritare și totalitare. Muncă de Sisif, care înseamnă a face o muncă degeaba. Bun, și sorei ei. Să facem continuă muncă degeaba. Care nu folosește la nimeni. Bravo! Muncă de Sisif. Ni s-a mai întâmplat nouă să mai folosim asta din când în când? De multe ori. Da, de multe ori. Da, mulțumesc. Carpe diem. Stai puțin. Trăim clipa, dar pe urmă în latină. Da? Că deocamdată suntem la greacă. Da? Pe firul Ariadnei. A merge pe firul Ariadnei. Bun, ce înseamnă merge pe firul Ariadnei? Unde a mers ea? Pe fir. De fapt, Tezeu a mers pe fir. Pe firul Ariadnei ca să iasă din labirint. Din labirint. Am folosit noi expresia aceasta când găsim o metodă de a rezolva o problemă și spunem că mergem pe firul Ariadnei ca să ajungem la? Rezolvare. La rezolvare. Foarte bine. Având în vedere că sunt 5 ani, acum stăm cu ei 5 ani, noi învățătorii avem răgaz să-i cunoaștem bine și să cunoaștem și familiile nu doar prin activitățile de la școală, ci și prin activitățile extrașcolare. Și familiile vin, își doresc să fie împreună pentru copii, pentru că în momentul în care părinții se cunosc între ei, grupul acela este un grup mult mai securizat pentru creșterea copilului. Nu trebuie să-ți cunoști doar propriul copil, ci și copilul care este în clasă cu propriul tău copil. Pentru că o personalitate este suma tuturor personalităților din jur. Și dacă îi cunosc și pe ceilalți, știu lângă cine se educă și se dezvoltă copilul. Da, noi la școală ne cunoaștem destul de bine. Recunosc că după pandemie aș mai fi avut nevoie de încă un an cu elevii mei. Cred că asta simt și asta au simțit și ei. Numără aceste luni pe care le mai avem împreună și spun că este foarte puțin. Mai au nevoie de timp. Număr, culoare și animal preferat. Gata, ați terminat? Da. Bun, ce o să vedeți că eu deja știu ce a ales Ana. Este adevărat? Da.
Arată-le colegilor. Da, e adevărat? Cum credeți că am făcut asta? Robert. Imediat, Eddie. Intuiție. Odată intuiție, bun. Aveți o strategie. Am o strategie. V-ați vorbit cu ea de pauză. Da. Bun, ăla-i răspunsul. Am vorbit cu ea în pauză, da, corect. Da. Acum, care dintre voi chiar crede că eu am reușit să fac asta? Pe bun. Bun. Vedeți? Există unii oameni care chiar cred. În realitate, eu i-am zis numerele, culoarea și animal. Bun. Acum, la ce credeți că ne ajută în viața de zi cu zi acest experiment? Zi. Gândirea inversă. Deci odată să dezvolți gândirea inversă, Edi? Să avem încredere în noi. Corect. Ce da? Putem să dezvoltăm. Bun. Și ce am făcut eu ca profesor față de voi, prima dată? La orice materie poți face gândire critică și în orice moment al lecției. Important este să fie bine gândit și axat pe nivelul elevilor. Din punctul meu de vedere, este important să ai o gândire critică pentru a nu fi manipulat. În mass media se găsesc informații din foarte multe surse. Unele surse se contrazic. Și trebuie să cauți mai multe informații în așa fel încât tu să fii sigur că acea informație este corectă sau nu. Cu cât crește lumina, știți, crește și umbra la un moment dat. Cu cât mai multe informații avem și cu cât spunem că avem o societate mai dezvoltată, cu atât capcanele cred că sunt mai mari. Iar acești copii probabil că se pierd în multitudinea acestor variante și alegeri și informații care vin spre ei agresiv. Mulți dintre profesorii din comunitatea Merito, din comunitatea profesorilor laureați Merito, profesori de științe exacte, de învățământ preșcolar și primar, da, deci domenii foarte, foarte diferite, reușesc să dezvolte metode incredibil de creative, prin care le dezvoltă foarte mult gândirea elevilor. Pentru mine, ca profesoară de discipline umaniste, este cumva mai ușor decât pentru un profesor de științe exacte. Îi încurajez foarte mult să își manifeste libertatea de gândire și de conștiință. Religia, filozofia, logica, literatura sunt discipline care mă ajută mult în acest sens ca profesor să îi provoc, să îi invit pe elevii mei în a pune întrebări. Și sigur, din întrebările lor, din preocupările pe care ei mi le împărtășesc, ajung să-i cunosc, să-i înțeleg foarte bine și da, să învăț de la ei. Consider că noi, ca profesori, avem foarte mult de învățat de la elevii noștri, cel puțin la fel de mult cât au ei de învățat de la noi. Există periodic și mai ales cumva în ultimele 2-3 luni probabil dezbatere legate de rezultatele PISA, de faimoasele deja cifre de 42-44% analfabetism funcțional al elevilor de clasa a 8-a, să spunem, și de abilități scăzute de, iar generic acum numim literație, de fapt lectură funcțională spre înțelegere, adică mai mult decât a ști să citească, ci a înțelege ceea ce citesc. Rezultatele acestea sunt destul de mult contestate, dar de fapt ele ne spun un lucru, că elevii români, în aproape jumătate dintre elevii români, nu stăpânesc niște competențe de bază din zona de lectură, de calcul, de a se descurca în viață, să le spunem. Și cred că ușor, ușor asta se vede și în societate, în adulți nefuncționali sau parțial funcționali, să le zicem, care fie nu se descurcă la un loc de muncă, fie nu au abilitățile de interacțiune de care au nevoie. Deci putem să ne referim inclusiv la literație digitală. Ce face și cum folosesc o aplicație pe care o am pe telefonul meu? Care sunt elementele de siguranță la care trebuie să fiu atent pe internet? Ce postez pe TikTok? Adică astea sunt câteva mijloace pe care, cum să zic, din realitatea tinerilor din ziua de azi, pentru care au nevoie de aceste, cum ziceam, abilități, competențe de bază ca să le stăpânească. Începând de la înțelegerea ceea ce fac, responsabilitatea pe care o au sau pe care o pun în faptele lor,
și cunoștințele pe care le au, ca, începând de la a scrie corect, de la a vorbi corect din punct de vedere gramatical și până la a stăpâni propriul proces de învățare. Adică, sigur că în învățământul primar sau gimnazial, învățarea elevului e foarte mult ghidată, evident, de profesoara pentru învățământul primar, de profesori, de diriginte și așa mai departe. E, pe măsură ce trec la liceu sau, nu mai zic, la facultate, autonomia aceasta în învățare, aș descoperi singur propriile mecanisme funcționale în învățare, este una dintre elementele esențiale sau dintre competențele esențiale pe care elevii probabil că ar trebui să le stăpânească și pare că în momentul acesta nu o fac. Primul lucru, spune-mi în cuvinte ce observăm. Șirul este din 2 în 2. Și cu numere? Și cu numere impare. Apoi urmează? Apoi urmează șirul tot din 2 în 2, numai că cu numere pare. Cu numere pare. Și ce mai este diferit? Ce mai este diferit? La primul șir avem? La primul șir avem sumă și la al doilea diferență. Diferență, bun. Și se scade. Dacă ar fi să lucrăm toată suma și apoi să scădem, am stat foarte mult. Ce propuneți voi? Aveți vreo propunere? Astfel încât rezolvarea să fie simplă, să nu fie o rezolvare complexă. Gabi, ce propui? Propun să punem șirul cu minus sub șirul cu numele... Foarte bine. Spune-mi cine va fi perechea lui 5? Perechea lui 5 va fi 4, perechea lui 7 va fi 6 și 8. Și perechea lui? Perechea lui 4003 va fi 4002. Foarte bine. Și de ce ai ales tu să faci lucrul acesta? Ce ai observat? Că la fiecare diferența este 1. Foarte bine. Și observăm că la fiecare dintre ele diferența este 1. Foarte bine. Diferența este 1 la fiecare dintre ele. Perfect. Fiecare materie are extrem de multă importanță în formarea gândirii. Într-adevăr, autoritatea matematicii a fost predominantă în școală în general. Se spune că acel copil care știe matematică va fi un copil de succes. Dar eu vin să adaug că da, prin matematică se creează gândirea logică, dar gândirea înseamnă cuvânt. Și dacă un copil citește, știe să înțeleagă conceptele, știe să se exprime corect, știe să înțeleagă relațiile logice dintre cuvinte, atunci înțelege și matematică. În schimb, dacă un copil nu are în formarea lui și artele, va fi poate cu o aripă mai mică la zborul lui. Contează extrem de mult educația artistică, cunoașterea procesului artistic prin care au trecut atâția oameni, scriitori, pictori, pentru că ei văd un proces, un proces de formare. Și arta aduce emoție. Iar un om care nu-și formează gândirea și prin emoție pozitivă nu va evolua spre valorile despre care vorbeam mai devreme. Dezbaterea, în opinia mea, joacă un rol fundamental în dezvoltarea gândirii critice. Este unul dintre principalele instrumente, nu? Pentru că gândirea critică, de fapt, ce presupune conceptul de gândire critică? Etimologic, diacrisis, nu? Din limba greacă, înseamnă discernământ. Și atunci, pentru a alege, pentru a discerne, pentru a-ți forma propriile păreri, opinii, convingeri, ai nevoie să chestionezi cât mai mult, atât propriile idei, cât și pe ale celorlalți. Dezbaterea este tocmai forma de, sau metoda didactică, nu așa, care încurajează acest aspect, înțelegerea opiniilor celorlalți, formularea de argumente și de contraargumente, capacitatea inclusiv de a renunța la propriile opinii, la propriile idei, atunci când acestea se dovedesc a nu rezista în fața criticilor. Nu? Dacă interlocutorul meu are argumente mai bune, mai convingătoare, voi ceda, da? Voi modifica propria opinie
înțelegând superioritatea argumentelor care mi s-au prezentat. Și acesta este un curaj. Eu nu mă axez pe memorare. Din punctul meu de vedere, memorarea nu ajută decât pe moment, pentru a trece un examen sau pentru a impresiona pe cineva, spre exemplu. Eu mă folosesc de acel conținut pentru a dezvolta competențe. Există tot felul de informații pe care le poți găsi oriunde, pe telefon, pe tabletă, pe laptop. Însă ei vor utiliza acel conținut pentru a-și dezvolta gândirea critică. La ce mă ajută pe mine acel conținut? Oare eu ce aș fi făcut dacă aș fi fost în locul lui Carol I, spre exemplu? Ce partid mi-aș întemeia eu? Spre exemplu, am la clasa 8-a, urmează să discutăm despre partidele interbelice și ei își vor face un program în funcție de partidul politic, ei personal, ținând cont de perioada interbelică. Așadar, ai conținutul, ei se ajută de acel conținut și apoi au gândirea critică legată de pașii pe care trebuie să-i întemeieze pentru formarea unui partid. Trebuie să avem foarte mare grijă cum formăm această gândire individuală, cum îi învățăm pe copii, de fapt, prin gândire, să observe lumea din jur, să-și ia elementele esențiale și apoi să știe cum să facă niște conexiuni. Altfel, vor memora lucruri pe care le vor uita a doua zi. Tot am spus noi despre războiul troian. Hai să facem un film cu Ulise când era el micuț, da? Știm că era cel mai înțelept și mai viclean dintre greci. Da, așa era și când era el mic, da? Bă, și ce face el? Se duce la școală. Ziua respectivă este ziua lui de naștere, da? Mama îi spune, măi Ulise, dacă le rezolvi toate problemele corect, îți iau o corabie. Am desenat noi acolo Titanicul, deci să fie precum Titanicul, să vadă Ulise în viitor. Și dacă greșește una singură, a încurcat-o, Ulise nu mai primește nimic, da? Profesorul, haideți să vedem cum îl cheamă pe cel mai bun profesor din Legendele Olimpiului. Chiron, care era un centaur. Centaurul Chiron vine, se așează la catedră, nu știm cum, dar probabil că s-a așezat. Și îi dă de rezolvat 24 de probleme. Bun. Și atenție că va face un lucru foarte dur. Știți că atunci când aveți voi de rezolvat o problemă, în momentul acela, să zicem noi că n-ați știut, o primiți 0 puncte, da? Da. De data aceasta îi spune așa. În cazul în care rezolvi și ai problema este corectă și o să scriu C pentru corectă, vei primi 8 puncte pentru ea. Și dacă greșești problema, nu doar că o să-ți dau 0 puncte, o să-ți scad. Ce? Rău, nu? Urât din partea lui. Exact. Bun. Exact. Urât mai ales că era și ziua lui, nu? Adică da. Limpede. Exact. Se spune că Ulise a reușit să obțină 140 de puncte. Și întrebarea mea este câte a greșit și câte a rezolvat corect? În momentul ăsta sistemul așa cum este el construit, așa cum arată din punct de vedere al programei, al structurii școlare, ore, orar, discipline, văzute așa foarte silozat, dacă am putea spune, n-are mecanismele necesare prin care să cultive acele valori pe care ni le dorim. Responsabilitate, dezvoltare continuă, onestitate, colaborare. Așa, doar câteva exemple pe care le-am putea numi esențiale sau cu care am putea fi cu toții de acord. Toleranță sau empatie, să zicem. Așa cum arată sistemul în acest moment, nu are cum să le cultive. Când facem ore de matematică, ore de fizică, ore de chimie, ore de limba și literatura română și implicit și profesorii funcționează în acea paradigmă în fiecare oră sau în fiecare două sau trei ore pe care în cel mai bun caz le au la rând. Dar transmiterea asta de valori se întâmplă totuși acolo unde există profesorii dedicați, valoroși, pasionați, bine pregătiți și e unul dintre motivele pentru care noi credem atât de tare în această misiune. În ciuda vitregiilor din sistem și de multe ori și în ciuda condițiilor, inclusiv de infrastructură din școli, acolo unde profesorul profesionist există, este pasionat, își face treaba bine, poate supracompensa, poate echilibra toate celelalte neajunsuri.
chiar și cele legate de mediul social, de familia din care provine elevul, de condițiile la care are acces sau nu. Sigur, nu aș vrea să punem toată presiunea pe umerii profesorului ca și cum ar avea cheia și soluția tuturor problemelor, dar contează. Suntem în acest triunghi, într-adevăr, al conceptului a învăța să faci ceva, apoi să aplici. În momentul în care aplici, intervine atitudinea față de ceea ce faci, pentru că altfel nu vei continua. Atunci când aplici și ai o atitudine, apar valorile. Una dintre valori este respectul față de sine însuși și față de învățare. Pentru că din acest respect ei pot să dea importanță și ei și familiei propriilor evoluții. Dialogul poate fi utilizat în școală atât pentru capacitatea de a formula întrebări existențiale, așa cum am menționat mai devreme, dar și în soluționarea unor probleme specifice, să spunem, momentului post-pandemie, momentului actual pe care îl trăim, nu? Și mă gândesc la depresie. Foarte mult, îngrijorător de mulți elevi suferă de depresie, atât la nivel gimnazial cât și liceal. Mă gândesc la droguri, la bullying. În toate aceste privințe, elevii noștri conștientizează că acestea sunt aspecte problematice. Nu există elevi care să creadă cu adevărat că e cool să te droghezi. Nu, ei o fac tocmai pentru a se refugia, pentru a evada din suferințele de fiecare zi, din familie, din planul propriilor lor emoții și așa mai departe. Nimeni nu consideră că este ok să faci sau că este cool să faci bullying. Da, deci sunt aspecte pe care elevii le conștientizează ca fiind problematice, nu știu cum să iasă din ele și în mod automat, instinctiv, tind să se opună, da, să opună rezistența atunci când adulții vin cu rețete, cu directive. Da? Nu este bine să te droghezi, semnul exclamării. Bineînțeles că elevul va opune rezistență. Și atunci, inclusiv în privința acestor probleme grave ale elevilor, ale unora dintre elevii de astăzi, dialogul este o abordare mult mai potrivită. Nu, dacă ne gândim, pentru că am menționat depresia, inclusiv psihoterapia. Tot ceea ce înseamnă psihoterapie, ce presupune? Vindecare prin dialog. La psihoterapeut nu iei medicamente, nu ți se oferă rețete de-a gata, ci este tocmai o terapie prin dialog. Și atât că este validată științific. Prin analogie, același lucru putem face și noi profesorii în școală. Și noi putem ajuta prin dialog. Consilierea filozofică, nu, este un domeniu nou și vechi totodată, da? Este o profesie nouă, dar în același timp anticii mergeau la filozof pentru a-și soluționa inclusiv probleme emoționale și atunci filozofia și tot ceea ce înseamnă dialogul îi ajută mult pe elev să se descarce, să se înțeleagă pe sine, să aibă curajul de a cere ajutor și de a apela inclusiv la specialiști din zona psihoterapiei. Elevii sunt dispuși să discute despre aceste probleme, însă discuția trebuie să aibă loc cu pași mărunți. Nu în fiecare zi să-l terorizez cu întrebări, ci pas cu pas. Primul pas este să câștig încrederea, pasul al doilea să-i adresez mai multe întrebări prin care el să-și dea seama singur, chiar dacă nu-mi răspunde mie, dar să-și dea seama el despre ce situație este vorba. Pentru că dacă el află care este cauza, știe care va fi efectul și bineînțeles că știe ce trebuie să schimbe. Eu, adresând acele întrebări, trebuie să-l fac să conștientizeze cei trei pași, cauză, efect și ce trebuie să fac pentru a nu fi o situație neplăcută pentru el.
Pentru mine a intra în grupul Merito a fost un moment de dezvoltare a mea personală. Cu toate că aveam aproape 30 de ani de lucru la catedră, modul în care am relaționat cu ceilalți colegi Merito în acest grup, ca grup de învățare, a fost fantastic. Pentru că, da, noi livrăm învățare, însă noi învățăm în orice moment. Și mi-am dat seama cât de multe am învățat de la colegii mei și prin acest grup, căruia îi sunt recunoscător, în ultima perioadă. Este un grup, în primul rând, grupul Merito este un grup de învățare, un grup de autoperfecționare și un grup de oameni frumoși care chiar vor să facă lucruri. Sunt mai multe profiluri pe care le urmărim, dar să spunem niște criterii esențiale la care ne uităm sunt, în primul rând, a fi un bun profesionist la clasă, a stăpâni bine pedagogia, didactica, materia sau disciplina pe care o predă, acolo unde este cazul. Asta este, să zicem, sine qua non. Mai mult decât atât, ne uităm ca profesorii aceștia care se disting să iasă cumva din limitele fișei postului, să facă mai mult decât a fi un profesor bun la clasă, ceea ce evident ne-am dorit, ne-am așteptat de la toți profesorii din sistem, dar mai mult decât atât, măsura în care sunt activ și în afara clasei sau în afara școlii lor, de pildă, care au activități remediale cu copiii din zone defavorizate, poate alții decât elevii proprii de la casă, care contribuie la formarea altor profesori, care se dezvoltă pe ei înșiși pe anumite zone de specializare, să le zicem. Adică genul de profesor care, cum ziceam, se distinge și face mai mult decât fișa postului și care contribuie și la misiunea asta de transformare a profesiei, care ridică și nivelul de calitate și statutul profesiei. Împreună cu regizorul Eliza Zdru am realizat un proiect care se numește Copiii explică istoria, fiind nevoia elevilor de a înțelege cât se poate de ușor și rapid istoria. Istoria este predată de către elevi prin intermediul lor. Acest site se numește Copii explică istoria și o să vedeți în cele ce urmează episodul al patrulea, inventarea scrierii de la pictograme la alfabet, finalul lecției cu concluziile. La ce ne ajută pe noi această lecție? Dacă ar fi să spuneți o curpăție despre lecția de astăzi, care ar fi aceea? Trebuie să ne mulțumim oamenilor din antichitate pentru faptul că ei au inventat scrierea. Din cauza lor, noi suntem chinuiți. Observ faptul că în istorie, omul a încercat să facă multe lucruri care să-l ajute în viață, ca să fie facă viața mai ușoară. Și dacă nu ar fi existat scrisul, noi nu am fi știut prea multe lucruri despre strămoșii noștri. Dacă nu am fi evoluat, noi acum eram vânători sau culegeam chestii. Important pentru mine este ceea ce au scris ei atunci în antichitate, pentru că au fost mulți istorici care au devenit celebri după scrierile lor și mă gândeam că dacă voi scrie și eu o carte și o să fie bine scrisă, în viitor oamenii o vor studia și, până la urmă, dacă nu era scris în antichitate, nu știam cum era statul de atunci și nu știam că dacă să facem și noi regulile alea sau nu. Copiii sunt mai puțin răbdători, pentru că își iau foarte repede prin stimulul din jocuri satisfacția, au mai puțină răbdare și sunt generații mai puțin dispuse să facă efort susținut de învățare acolo unde apare și o frustrare a învățării. Orice act de învățare implică și o anumită frustrare, este absolut normal și acestea sunt etape firești. Ei destabilizează parcă mai repede decât pe alte generații. Sunt mai puțin dispuși spre studiu individual, ci funcționează mult mai bine grupul de studiu și dacă sunt orientați direct de către un profesor.
Copiii de astăzi au nevoie de stimuli mult mai puternici pentru a se concentra. Da? Noi puteam să spunem să stăm ore întregi, să ne imaginăm lucruri, să ne gândim, să ascultăm muzică și să ne imaginăm lucruri. Copiii din zilele noastre sunt obișnuiți cu stimuli vizuali, auditivi, mult mai puternici. Da? Li se schimbă imaginile una după alta, jocuri, video și așa mai departe. Și atunci este o provocare foarte interesantă și o responsabilitate pentru noi ca profesori să le cultivăm răbdarea, capacitatea de concentrare pe care ei o au cumva mai, poate unii dintre ei mai slabă, nu pentru că sunt răi, nu pentru că nu vor să fie atenți, ci pentru că și-au obișnuit creierașul să reacționeze la mult mai mulți stimuli și mult mai puternici. Și atunci este important să le trezim dragostea, cheful, dragul de lectură, de gândire, de imaginație, de a putea, de a învăța să stea cu ei înșiși, nu? Și să suplinească prin creativitatea, prin imaginația lor, să suplinească tot ceea ce le oferă tehnologia. Este important să folosim noile tehnologii la oră și totodată să învățăm pe elevii noștri să nu depindă de ele. Ei să fie stăpânii, nu telefonul, nu calculatorul. Ele sunt instrumente, ei, elevii, trebuie să le controleze în mod liber, să fie stăpânii acestor tehnologii. Copiii sunt foarte deschiși spre aceste rețele de socializare. Acolo văd tot felul de manifestări, văd tot felul de oameni care au succes. În cazul în care noi nu le formăm și gândirea critică, astfel încât să poată să analizeze foarte bine succesul sau felul în care strălucește un om pe o astfel de rețea de socializare, de exemplu, dacă este acest lucru chiar de valoare sau nu, da, vom crea niște probleme. Copiii văd lucruri. Văd că părinții lor muncesc foarte mult și nu întotdeauna ei au ceea ce are poate alt copil. Aud acasă discuțiile, aud normal că acești copii sunt o sumă a familiei, a societății și a școlii și primesc semnale din absolut toate părțile. Este dificil pentru ei, la un moment dat, să le pună pe toate cap la cap. Creierul se maturizează la 25 de ani. Până atunci, ei au tot felul de semnale pe care trebuie să le treacă prin filtre. Sunt mult prea multe semnale față de atunci când creșteam noi și primeam doar câteva. Acum, da, într-adevăr, este această anxietate a alegerii din informațiile pe care le primesc și a le putea filtra. Și trebuie să le fim aproape. Bucuriile unui dascăl sunt să-ți spună cineva într-o zi: "A, cum am înțeles, mulțumesc." Să știi că este un aha la un moment dat. Atunci când deschizi ușa clasei și te așteaptă un fost elev cu un prunc în brațe și ți-l prezintă și își dorește să fie elevul tău și cel mic. Când un fost elev care acum, nu știu, este la doctorat, vine și spune: dacă n-ați fi fost acolo la timpul potrivit, nu s-ar fi întâmplat ce sunt eu acum.